Sfârșit tragic pentru un bucureștean. Omul aflat în stare de ebrietate a traversat neregulamentar și a fost lovit în plin de o mașină. Accidentul s-a produs puțin înainte de miezul nopții pe Șoseaua Viilor. Lovitura a fost atât de violentă încât bărbatul a fost proiectat pe contrasens, unde a fost călcat de un alt autoturism. Șoferul care l-a lovit prima dată spune că a făcut eforturi să-l evite, dar degeaba. L-am văzut pe mijlocul străzii, am pus frână, în momentul ăla a încercat să se ducă încolo, când am văzut că se duce încolo, m-am dus în stânga, spre contrasens, să levit mai mult, s-a întors înapoi spre mașina mea, am luat dreapta, iară s-a întors înapoi și am intrat în el. A căzut pe partea cealaltă a drumului, în momentul în care am parcat mașina și m-am dat jos, n-au trecut nici 5 secunde și a trecut o altă mașină peste el. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă a decedat în scurt timp. Anchetatorii caută să stabilească toate detaliile privind producerea accidentului, în scopul stabilirii vinovăției.